pururea și veșilor. Amin. Amin. Maica, bine ne-am revăzut după multe luni de lipsă, luni în care n-am stat nici într-o parte, nici de cealaltă a ecranului nu s-a stat, dar întâlnirea a fost mai grea. Da. Și acum... Și acum oricum ne întâlnim în condiții mai speciale. Da, dar revenim la formatul normal. Vom reveni cât de curând. Da, să vedem cum e rânduit. Și tema care ați ales în seara asta e tare importantă, pentru că mă gândeam la ea și mă gândeam chiar în seara asta înainte de a începe, că de multe ori Hristos abordează problema aceasta în momentul în care vorbește ucenicilor și în care le vorbește evreilor din vremea lui. Toate acele momente când spune ce vrei să-ți fac aproapele tău făitului sau sunt alte momente în care Mântuitorul Hristos spune că nimeni n-are dragoste mai mare pentru aproapele de cel, decât cel care își pune viața pentru el. Și mai sunt și altele. Și de-aia tema asta, Dumnezeu și lumea din mine, e tare potrivită, că poate fi înțeleasă lumea asta în multe sensuri. Da. Uneori Sfinții Părinți spuneau de lume, că trebuie să înțelegem cuvântul ăsta lume, când este referitor la fragmente din Evanghelie, ca fiind lumea păcatului. Mă gândesc că și asta poate să fie o interpretare, Dumnezeu și lumea păcatului care este în mine. Da. Și atunci, într-adevăr, în noi este o lume sau sunt lume, lumi și lumi și oameni și nu suntem numai noi singuri și izolați. Și apoi și părinții din pustie preiau și duc gândul ăsta și spun că aproapele meu este viața mea. Adică cumva întărim și legătura asta. De seara asta avem mult ogor. Da. Multe direcții. De aceea vă las să ne spuneți câteva gânduri. Da, să spun eu partea mea. Să spun eu partea mea și adăugați și Sfinția voastră partea pe care o aveți de adăugat, că ați început foarte bine acum. Și într-adevăr, chiar că sunt multe de zis, dar zicem și noi câteva lucruri așa și Doamne ajută să fie un pic de luminare și de clarificare în legătură cu lumea și raportarea noastră cât mai creștină și bună la lume. La lume, dar și la Dumnezeu. Așa, de ziceam Dumnezeu și lumea din mine. Despre asta este vorba. Și să ne întoarcem la cum ați pornit la cuvinte spuse de Domnul Hristos. Pentru că, într-adevăr, prin toate cuvintele pe care El le spune și ce ne îndeamnă pe noi să facem, practic, dacă suntem sinceri cu noi și suntem realiști, o să înțelegem că Domnul Hristos vrea să ne ajute și să ne învețe să ieșim din lume. Și, practic, toată lucrarea pe care El a făcut-o, tot în direcția asta merge, ca să ne scoată pe noi din lume. Deci, sunt toate acele accepțiuni în legătură cu lumea. Dar când punem problema așa și când înțelegem lucrurile așa, că Domnul Hristos a făcut tot ce a făcut ca să ne scoată pe noi din lume, nu ne rămâne decât să înțelegem că lumea este ceva. Lumea a privit așa, din punct de vedere al credinței noastre, nu geografic sau demografic, cine știe cum. Deci înțelegem că lumea este ceva care ne afectează în mod negativ. Și chiar este o problemă foarte importantă.
căreia merită să-i dăm foarte mare atenție, raportarea aceasta a noastră la lume. Pentru că dacă nu ne punem problema, trăim ca și când nu se poate trăi în alt fel, decât așa cum am învățat noi în lumea aceasta să trăim. Dar să ne mai aducem aminte că Domnul Hristos, când se roagă pentru ucenici, pentru Sfinții Apostoli, spune și lucrul acesta, că ei nu sunt din lume. Și, practic, așa suntem noi creștinii dacă îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu. Suntem în lume, dar nu suntem din lume, pentru că, așa cum spuneam, lumea înțeleasă creștinește are mult, mult conținut negativ de care noi e nevoie să fim conștienți, așa încât să nu ne lăsăm afectați peste măsură de partea aceasta negativă a lumii. Până la urmă, vorbind așa cât se poate de simplist, putem înțelege lumea și ca creația lui Dumnezeu și din punctul ăsta de vedere e totul bun și frumos că Dumnezeu a creat și putem să luăm din lumea aceasta creată de Dumnezeu, dar aici este bine să înțelegem prin lume natura, tot ce este ca natură, ca creația lui Dumnezeu. Ei, și prin această natură, tot ce cuprinde ea, tot ce a lăsat Dumnezeu, ne putem raporta la El, întoarce la El, reuni cu El, descoperind în tot ceea ce vedem în frumusețea, în desăvârșirea care este, tot ce e, flori, copaci, dacă stăm puțin, păsări și dăm mai multă atenție, toate pot să au un farmec al lor, ne atrag prin ceva. Este ce a pus Dumnezeu, frumusețea din El pusă în toate aceste lucruri pe care le-a creat pentru noi. Și când dăm atenție, chiar este o cale aceasta naturală de a ne reuni cu Dumnezeu. Este și asta o accepțiune a lumii și este, să zicem, partea pozitivă a lumii. Dar ceea ce ne dă nouă bătaie de cap este acea parte negativă. Și aș vrea să identificăm câteva aspecte măcar ale laturii negative a lumii, mai ales cum se regăsește ea în noi și problemele pe care le creează în noi, reflecția aceasta a lumii în care trăim. Bun, deci ne naștem în lumea asta, care este deja pe o cale a ei, pe un curs al ei și cum ne-a făcut Dumnezeu pe noi oamenii, suntem așa încât avem nevoie să învățăm de la alți oameni cum este viața, cum se trăiește aici, în lumea asta, pe pământ. Și preluăm foarte multe de la înaintașii noștri în multe feluri. În multe feluri, de fapt, ajunge lumea în care venim să se manifeste în noi prin cei care au fost deja înaintea noastră în această lume. Și bineînțeles că, în primul rând, prin cei din care ne naștem în lume și în felul acesta moștenim, de exemplu, lumea prin părinții noștri, așa cum au moștenit-o și ei de la generația de dinainte și așa mai departe. E un fel în care, eu știu, în fiecare neam se perpetuează niște caracteristici anume,
chiar niște probleme sufletești, probleme psihologice se perpetuează, se transmit așa ca moștenire de la o generație la alta. Inclusiv știm foarte bine că faptele rele, faptele care îi afectează foarte mult pe alții, nu rămân nici ele cumva ascunse sau uitate, ci intră și ele în această moștenire a lumii care trece de la o generație la alta. Și sunt mulți oameni care regăsesc în ei probleme care își dau seama că nu le aparțin și care țin de generațiile de dinaintea lor. Probleme nerezolvate, de exemplu. Trăiri foarte puternice pe care cei dinaintea lor poate n-au știut să le trăiască împreună cu Dumnezeu și să le rezolve, ci s-au acumulat în ei și acumulându-se se transmit și mai departe de la o generație la alta. Deci în noi este lumea și în felul acesta în care am primit-o noi ca moștenire de la cei de dinainte. Și, mă rog, pe calea asta, bineînțeles că moștenim și răul, pentru că, da, venim într-o lume în care răul există deja cu mult înaintea noastră și și-a pus deja amprenta asupra vieților oamenilor și oamenii știu foarte bine și fac de foarte multe ori răul. Deci, de cum venim în lume, venim cumva în contact și cu răul care există în lumea aceasta, cu răul care se face, mai bine zis, în lumea aceasta. Și învățăm și noi foarte ușor să facem răul. Asta este o altă cale, o altă modalitate prin care lumea intră în noi și o regăsim în noi apoi toată viața noastră. Și anume faptul că, așa cum spuneam, cum suntem noi lăsați de Dumnezeu să învățăm viața, să învățăm a viețui de la cei care au fost înaintea noastră în această lume. Și ei ne transmit, bineînțeles, ei ce pot, ce au primit și ei. Și de multe ori poate ceva rău, dacă ei nu au apucat să lucreze cu ei înșiși, dacă nu și-au curățit viața, dacă nu au curățit ceea ce au primit rău de la cei de dinaintea lor. Și în felul ăsta ne regăsim de foarte multe ori făcând ce am văzut în copilărie că făceau părinții. Chiar dacă, poate când am crescut mai mare, ne-am propus că niciodată nu voi face așa cum face mama sau nu voi face ce face tata. Dar sunt foarte mulți oameni care la maturitate își dau seama că exact așa reacționează. Cum a reacționat unul dintre părinți? Mă enervez exact așa cum se enerva mama și mie nu-mi plăcea și m-aș fi vrut să ajung așa, dar iată că e ca și când există o lege în care ajungem să copiem comportamentul părinților și cu siguranță mulți oameni au trecut prin asta, au avut cel puțin o vârstă la care au zis nu o să fac niciodată ce fac ai mei. Și apoi mai târziu chiar se descoperă făcând exact aceleași lucruri sau relația cu copiii se vede foarte, foarte bine aspectul ăsta și fiecare poate să se surprindă. Dacă în alte situații e mai dificil, cel puțin atunci când ajunge omul să aibă copii, chiar își dă seama și chiar se vede reacționând față de copii exact așa cum i s-a făcut lui. E ca și când ar fi o lege de care nu putem scăpa, dar nu este adevărat lucrul ăsta. Este exact așa cum spuneam, că noi învățăm viața, învățăm să trăim și sigur că luăm modelul pe care îl avem la îndemână, modelul părinților. Nu avem altceva. Și se înscrie în noi ca un tipar pe care îl vom folosi. În situația asemănătoare vom face la fel pentru că asta este varianta în care noi am învățat să trăim viața.
Dar vă dați seama că nu este singura variantă în care viața se poate trăi. Că sunt sute de mii și milioane de alte combinații în care viața se poate trăi. Deci nu e ca și când ar fi o condamnare. Pur și simplu noi am preluat tiparul pe care l-am avut la dispoziție. Și ajungem mai târziu la o vârstă la care simțim că ne încorsetează chestia asta. Nu vreau să mă enervez în felul ăsta. Exact așa făcea cineva din familie și nu aș fi vrut să ajung așa. Da? Ajungem să ne dăm seama că suntem pe aceeași linie. Dar asta vine tocmai din faptul că a fost ce am avut la dispoziție pentru a învăța să trăim. Ei, și vă dați seama că nu neapărat este varianta cea mai bună și mulți oameni ajung să sufere din cauza asta, din cauza faptului că simt că nu pot să fie ei înșiși, că într-un fel sunt forțați. Sunt forțați să se reacționeze într-un fel în care nu și-ar dori. Bun. Și la situația asta primim soluția de la Domnul Hristos și nu numai la situația asta, ci la multe alte feluri în care lumea se regăsește în noi în mod negativ. Soluția aceasta pe care ne-o dă El, că este nevoie să ieșim din lumea asta. Că nu se poate, adică suntem făcuți pentru mult mai mult și în noi sunt o infinitate, practic, de variante de a trăi viața pe care am primit-o chiar în această lume. Așa cum este ea, o lume căzută, afectată de rău, așa cum și noi suntem afectați de rău. Da? Și totuși, Dumnezeu este Cel care ne poate scoate și ne poate arăta multe alte posibilități de a trăi, nu neapărat după tiparele pe care noi le-am primit și în care ne descoperim, așa, chiar fără să fi vrut asta. Dar, vedeți, este și asta o modalitate prin care lumea pune stăpânire pe noi. Așa cum am pomenit mai înainte de ceea ce moștenim și se regăsește în noi, așa, primind de la generațiile anterioare, apoi felul în care noi învățăm din comportamentele, în primul rând, comportamentele familiei în care ne naștem, cum se trăiește viața și vom face și noi la fel, vom reacționa la fel, asemănător cu ai noștri. Mai învățăm, cel puțin până la vârsta de vreo 7 ani. Copilul mai merge și la școală, mai stă și la bunici, mai învață și de pe la alții, de pe unde apucă. Tot așa, modalități de a percepe viața. Că nu-i vorba doar de comportamente exterioare. Eu știu cum stau la masă, cum țin furculița și cuțitul, cum le folosesc. Nu despre asta este vorba. Și despre lucruri care sunt mult mai adânci în noi, credințele noastre despre lume, raportarea noastră la ceilalți oameni, am încredere sau nu am încredere în oameni, mă simt iubit, mă simt în stare să fac ceva împreună cu ei sau vreau mereu să mă retrag, să mă protejez cumva. Toate lucrurile astea care sunt foarte adânci, cel puțin din punct de vedere psihologic în noi, sunt și ele învățate tot așa, de la ei noștri. Deci e mult mai mult decât niște comportamente exterioare la care se referă expresia cei șapte ani de acasă. E mult mai mult și ne afectează mult mai mult. Vă dați seama, tot felul de credințe negative care se formează în noi din relația cu părinții în copilărie, ne vor însoți toată viața. Și un copil care poate a crescut în niște condiții mai vitrege și deja
S-a rădăcinat în el de când era micuț credința că că el nu merită iubire sau sau gânduri de felul acesta, credințe de felul acesta. E, astea sunt lucruri care se vor manifesta mereu în viață. Și raportarea la ceilalți va fi dificilă și afectată de aceste credințe. Ei, și asta este o reflecție a lumii în noi. Este felul în care lumea ne afectează în mod negativ. Da, și ne putem gândi și la faptul că lumea în general, așa cum este acum, spuneam, o lume îndepărtată de Dumnezeu, o lume căzută, firea omenească, afectată de această îndepărtare și cădere de la darul lui Dumnezeu, și ea face, și realitatea aceasta face ca lumea să aibă o anumită putere înăuntru nostru. O anumită putere care tot așa ne îndepărtează de rău și ne atrage mai mult, ne îndepărtează de bine și ne atrage tot mai mult către rău. Știm despre cum au căzut primii oameni și cum a apărut această tăiere a lor, tăierea conexiunilor cu harul lui Dumnezeu. Și vorbesc părinții noștri despre ispita care a avut triplu aspect, așa, și cum au văzut ei fructul pomului cunoștinței binelui și răului prin ispita care a venit, deodată a apărut așa, cum zice în Biblie, vrednic de dorit. Adică, deodată s-a văzut că arăta bine pentru ochi, deci s-a deschis o poftă a ochilor, a privirii și doar vedem cum ne manifestăm și noi în zilele noastre, că parcă este la maxim stimulată această poftă a ochilor, dar nu numai aceasta. Dacă suntem formați și mereu stimulați în sensul ăsta, să vedem multe și să ne dorim tot ceea ce vedem. Deci, este un aspect al ispitei care i-a făcut pe oameni să facă neascultare. Apoi, gândul a fost că probabil fructul ăsta o să fie bun la gust. Iarăși, ne vedem și pe noi. Și în prezent, parcă mai mult decât oricând, la câte produse, cât de variate, cât de frumos prezentate și câte zeci de mii de variante de tot felul de mâncăruri și produse alimentare pentru orice gust imaginabil, da? Se găsesc, ne sunt foarte la îndemână, intrăm într-un supermarket și găsim multe, multe variante pe care ni le-am putea dori. Maica nu vă aud. Încercați să vă porniți microfonul din nou. Acum. Da. Așa. S-a închis. Nici nu știu de când s-a închis. Acum. Da. Acum, da. Probabil că s-a deconectat un pic. Da, deci ziceam despre faptul că au perceput că acel fruct ca fiind și bun la gust și în felul acesta s-a trezit pofta trupului, care se manifestă în foarte multe variante.
nu numai referitor la mâncare, dar da, omul este crescut așa, cel puțin în prezent, foarte, foarte exagerat în sensul acesta, să caute mereu să-și trăiască viața cu ceea ce îi place. Și avem foarte multe la dispoziție. Nu mă simt bine, mă duc într-un magazin și e imposibil să nu găsesc ceva ce mi-ar provoca o plăcere acolo, o plăcere a trupului. Așa. Și mai era un aspect legat de acel fruct și de neascultarea care a survenit, gândul că dă cunoștință. Și au zis părinții că asta este trufia vieții. Dorința de a fi cineva, de a face ceva, de a ieși din... din cele comune și obișnuite, de a fi mai cumva față de ceilalți. Această trufie, da, care, pe care o avem, deci ca oameni căzuți toți suntem bolnavi și de pofta ochilor și de pofta trupului și de trufia vieții. Și în privința trufiei vieții, probabil că oamenii se pot împărți în două variante. Unii care au posibilitatea să facă niște lucruri care chiar se întrețină în credința asta a lor că pot fi mai presus de ceilalți și că este în regulă și foarte bine să fie mai presus decât ceilalți. Mă rog, prin avere, prin lucruri pe care le fac, prin influență, cunoștințe la cine știe ce nivel înalt. Da, și însoțite toate astea poate de un dispreț față de oamenii simpli. Dar nu numai cei care pot, cei care au niște posibilități sunt bolnavi de trufia vieții, ci noi toți suntem. Și cineva care nu poate foarte multe, oricum suferă de neputința aceasta și de este atins de boala aceasta a trufiei, a care se manifestă prin tot felul de judecăți, gânduri, neputință în legătură cu propria persoană și toate sunt aspecte negative. Nu putem găsi nimic pozitiv în asta. Deci este o altă reflexie negativă a lumii în noi. Și prin felul acesta în care întreaga lume în care trăim este căzută ca fire omenească și bineînțeles că și noi înșine. Bun, și vă dați seama, așa stând lucrurile, și poate că am putea cu siguranță să punem problema și mai concret în legătură cu felul în care suntem afectați de lume, în modul acesta negativ. Așa stând lucrurile, e clar că nu se poate trăi în felul acesta, că viața nu poate să fie decât foarte dificilă. Căutând mereu să... Da, cum ziceam, de pofta ochilor. Ce vedem că au ceilalți sau ce vedem că fac ceilalți, vrem să facem și noi. Știm foarte bine că foarte mulți oameni așa își trăiesc viața. Au văzut la vecinul că și-a cumpărat ceva și el vrea să-și cumpere. Au văzut la un coleg că a făcut ceva și el vrea să facă. Și foarte mult se trăiește în felul acesta, care este un fel care, de fapt, nu ne împlinește pe noi, bineînțeles, pentru că nu suntem făcuți pentru așa ceva. Nu ne împlinește și ne obosește. Ceea ce ne trebuie nouă oamenilor, în realitate, este iubirea și asta căutăm și în lumea aceasta, încă de când se naște copilul. Slavă Domnului, esența asta a rămas în noi și omul intuiește că lui trebuie ceva mult mai mult, l-ar odihni ceva ce
nu poate să găsească aici. Și na, foarte mulți oameni se regăsesc la o vârstă mai înaintată sau unii mai devreme, deja obosiți și sătui de ceea ce le poate oferi lumea. Pentru că în lume n-au găsit sensul pe care l-au căutat, n-au găsit iubirea pe care au căutat-o, poate n-au simțit-o nici în familia lor, nici când au crescut mai mari în alte relații pe care le-au căutat. Deci, atâta timp cât așteptăm împlinire de la lumea aceasta, cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, vom simți dezamăgire. Și sunt oameni care trăiesc o dezamăgire foarte puternică, cruntă. Mă rog, de aici se poate ajunge, bineînțeles, la tot felul de boli, afecțiuni trupești, dar nu numai atât, și boli psihice. În cazul în care nu ajunge omul cumva să primească un sprijin suficient din afară sau nu are deschiderea pentru a-l primi. Deci felul în care lumea ne atinge și ne rănește este foarte dur. Și dacă ne uităm în jurul nostru, o să înțelegem că asta este realitatea. Sunt atâția oameni care de tineri sunt deja foarte dependenți de internet, de lucruri pe care le oferă internetul, dependenți de altele, toate variantele, atât de multe de dependențe care sunt așa răspândite în timpul nostru, toate astea nu arată decât influența foarte rea pe care lumea are asupra sufletului oamenilor. Omul nu găsește în lumea asta iubirea și acceptarea pe care și-o dorește. Da? Și atunci, ce poate să facă? Simte că va scăpa doar dacă fuge din lume. Da? Și caută tot felul de variante de ieșit din lumea aceasta, dar să ținem minte că adevărata ieșire ne oferă doar Domnul Hristos, doar credința. Nu există altă variantă. Deși ni se prezintă și nouă tot felul de... Da. Facem pauză un minut, dacă... Da. Bun, o să stau așa acum. Dacă vreți, până atunci o să pot să... Dacă îmi dați voie, nu să completez, dar să aduc... Mi-am notat două idei legate de ce a zis până acum. Da, facem așa, da, vă aud. Dar o să rămân pe întuneric acum. Nu, bine. Ceea ce am vrut să mă notez și cineva a și scris, dar o să revenim la asta, e faptul că ați vorbit de moștenirea asta pe care o primim ca și bagaj când plecăm în această viață. Nu trebuie înțeleasă nici cum ca predestinare. Există riscul să se înțeleagă ca și predestinare. În orice situație, noi avem aceeași libertate pe care a avut-o Adam. Da. Chiar dacă ceea ce trupul meu sau și sufletul meu, da, trupul în general poartă consecințele astea, doar trupul, are unele defecțiuni. În a primi un gând care după aceea îmi va învenina viața, am aceeași libertate ca și Adam de a-l refuza sau de a-l primi. Și chiar mi-am notat că
referitor, continuând prima parte, că uneori avem tendința asta să ne, ca părinți, să ne criticăm, că ați vorbit de faptul că repetăm niște tipare. Eu în asta nu văd nici de cum niciun soi de predestinare, dacă aș putea să zic așa, ca să mă exprim, că nu e vorba de predestinare, e vorba mai degrabă de faptul că Satana încă din cea mai fragedă vârstă caută să omoare pe om. Chiar atunci când copilul nostru nu are capacitatea de a raționa, de a analiza, poate că atunci mai mult caută să îi deformeze gândirea. Da, da. Și constat în relațiile cu copiii mei, de multe ori că ei înșiși primesc din partea diavolului fel de fel de gânduri prin care să-mi spună nu mă mai iubești sau nu te interesează durerea mea sau de ce? Pentru că noi nu trebuie să confundăm drăgălășenia copilului și să spunem a, atât de drăgălaș copilul și de nevinovat că nici Satana nu se atinge de el. Nu e adevărat. Adevărat. Scriptura deci ne spune că convingerile astea negative intră în om și devin foarte puternice cu aportul cel puțin inițial al prin libertate, acelui prin rău. Libertatea omului, chiar dacă ea se manifestă într-o perioadă în care omul este necopt, ca Adam. Tocmai de aceea, pentru că atunci se formează și se însămânțează moartea în el. Deci e foarte important pentru mine, cel puțin, pentru că uneori eu am văzut oameni care s-au descurajat foarte mult în ceea ce privește moștenirea aceasta. Și credeau că gata, eu sunt predestinat sau nu este dreptate pentru că crucea mea e mai grea ca și cealaltă. Este o cruce egală. Asta este tot o gândire a lumii. Da, când gândim așa, comparația aceasta, întotdeauna comparația este... Și aș mai zice un lucru care să le prindă pe toate cele două și să fie al treilea. Am descoperit târziu această imagine a omului ca un singur om, ca o singură fire omenească, ca un întreg Adam, cum zice Sfântul Siloan Atonitul și după aceea reluat de Sofronie Saharov, dar și al Sfinții, în care dacă noi conștientizăm că suntem un singur om, o singură ființă omenească, nu putem să fim dezavantajați față de ceilalți. Pentru că suntem o singură unitate. Adică o singură, suntem o unitate, dar care se manifestă în fiecare dintre noi în mod diferit. De aceea, nu cred că este vorba de o predestinare din punctul ăsta de vedere. Nu, sau în niciun caz. Și nici n-ar trebui să ne, pe de o parte, să acordăm o importanță peste măsură gândul acesta care este de-a stânga, în care zic că vine de-a stânga pentru că să ne considerăm noi pe noi, vai de mine, nu știu cum, că noi suntem mai așa, noi suntem mai defavorizați față de alții pentru că venim dintr-o familie în care a fost violență sau a fost alcool sau au fost alte și alte slăbiciuni. Este cuvântul al Scripturii încă din Vechiul Testament care eu cred că este ca un medicament pentru situația asta. Că eu sunt Dumnezeu gelos sau zelos și mă supăr până la 7-lea neam, dar mă milostivesc până la 1000-lea neam. Ceea ce arată că mila Domnului, să zic așa, merge și înainte și înapoi în tot omul, în întreaga făptură omenească, pe care caută să o vindece. Pentru că asta e... Domnul nu vrea să pedepsească, ci vrea să vindece. Și atunci, să zic așa, e suficient unul din neam, sau nu e suficient, dar e mare binecuvântare dacă unul din neam poate să primească această cruce. Și eu cred că, de fapt, aici trebuie să ne oprim cu gând. Doamne, dacă am conștientizat că în mine sunt neputințele acestea, atunci ajută-mă să mă eliberez de ele, să, dacă vin copii în familia mea, să nu transmit copiilor, să nu... Și dacă găsesc în copiii mei după aia manifestarea aceleiași patini, păi eu cred că cele mai bune roade le avem dacă
nu dăm noi nume, dar spunem așa, știi, poate că acolo ar fi bine așa, pentru că și eu mai am experiența asta și, sau și eu m-am luptat cu asta și am constatat că numai așa e bine. Da. Acum da, nu. Și hai să ne aducem aminte. Deci, spunem lucruri și care să ajute. Dar pentru oameni, credințele astea sunt foarte puternice. De exemplu, comparația asta pe care o fac și li se pare lor că ar fi defavorizați în fața vieții, în raport cu alți oameni. Dar din punct de vedere al credinței, lucrurile nu sunt așa. Este cu totul altceva. Prin legătura noastră cu Dumnezeu, totul se răstoarnă. Păi, lumește, după cugetul nostru lumesc, noi ce știm? Ce ne vine nouă să facem? Să ne răzbunăm pe ceilalți, să-i urăm și noi, să le facem rău atunci când ne fac rău. Ori Domnul Hristos vine și zice, nu răspăti răul cu rău, iubește pe aproapele tău. Deci vine să zici, ce treabă am eu cu așa ceva? Mie chiar îmi vine să-i fac ceva foarte rău pentru ce mi-a făcut. Da? Deci este clar că ce ne aduce Domnul Hristos nu are nicio legătură cu lumea asta. Și când am văzut că lumea atât de tare ne-a rănit și nu găsim binele pe care îl dorim în mod natural, în nicio direcție în lumea aceasta, de ce să nu ne legăm de ceea ce ne oferă Domnul Hristos? Parcă este cu totul altceva ce vine prin cuvintele Lui. N-are nicio legătură cu lumea. Și tot El a zis așa, că acolo unde este neputință mare sau slăbiciune mare, acolo și harul Lui este cu atât mai mare. Și se vede lucrul ăsta. Cine lucrează cu oamenii, și preoții și oricine, poate să vadă asta, cum lucrează Dumnezeu mai puternic acolo unde sunt mai multe greutăți, când oamenii se leagă de El. Și nu e nicio familie care să nu aibă, niciun om pe lumea asta care să nu aibă har special de la Dumnezeu ca să se ridice, indiferent ce moștenire ar fi avut, să se ridice și să-și facă o viață care să împlinească cu adevărat pe El ca om al lui Dumnezeu, și să se mântuiască. Deci fiecare are atâta har cât are nevoie pentru asta, pentru mântuire, și cu atât mai mult cu cât problemele lui sunt mai dificile. Poate punctul de pornire, familia în care s-a născut, rănile pe care le-a primit. Nu este nimeni dezavantajat în legătură cu Dumnezeu, pentru că El pe toți ne iubește, pe toți ne vrea în rai. Și mântuirea noastră a fiecăruia se lucrează exact acolo, în condițiile în care suntem, în familia în care am venit, în orașul în care ne-am născut, în țara în care ne-am născut, cu anumite neputințe pe care le avem fiecare. Nu există așa ceva. Deci harul este potrivit pentru situația fiecăruia. Ce primește fiecare este potrivit pentru situația lui, așa încât să poată să ajungă la mântuire. Și dă Dumnezeu, pe lângă harul ăsta, dă și situații de viață și oameni care să ajute. Totul se lucrează spre binele omului. Partea noastră este să primim harul ăsta care se revarsă de la Dumnezeu. Doamne ferește să nu înțelegem darul și să respingem. Și să continuăm pe linia aceasta a cugetului lumesc. Păi eu oricum sunt amărât, nu o să reușesc să fac nimic și gânduri de felul acesta, care nu sunt decât gânduri lumești, gânduri în care se arată lumea în noi și de care vă dați seama că avem nevoie să ne despărțim, să ne îndepărtăm și exact ce se lucrează în credința noastră, cum a lăsat-o Domnul Hristos, să ne curățim de lumea din noi, care efectiv este întrupată în noi prin aceste gânduri și credințe pe care le purtăm. Pentru că orice gând negativ știm bine că trezește începând cu creierul și până în trupul nostru, așa ca timp la mai puțin de o secundă,
declanșează deja în toată ființa noastră reacții pe care le putem simți. Deci lumea sub formă de gânduri și credințe este foarte puternic încarnată în noi. Și avem nevoie să și avem puterea asta de la Dumnezeu și libertatea asta, cum a zis. Să nu permitem lumii să se manifeste foarte tare în noi și chiar să ajungem. Este posibil lucrul acesta, pentru că se vede cel puțin în oamenii sfinți, dar și în oamenii foarte credincioși care îl iubesc pe Dumnezeu și îl lasă pe Dumnezeu, îl cheamă și îl lasă să lucreze în viața lor și în sufletul lor. Și este clar că această curățire de urmele lumii este posibilă. Și spre asta ne atrage Dumnezeu, adică ne atrage spre El, dar prin asta, în drumul către El, se întâmplă și această curățire de lumea care este în noi. Și în felul acesta ajungem să nu mai transmitem și la generațiile următoare, să nu mai transmitem la oamenii din jurul nostru. Adică eu pot să primesc răul, că sunt în lumea asta în care există rău, dar răul ăsta poate să rămână la mine, eu nu-l dau mai departe. Deși legea lumii este așa, am primit violență, dau violență mai departe, găsesc eu pe cineva pe care să-l lovesc. Măcar unul mai slab decât mine, cum e părintele care a primit un cuvânt urât la serviciu, îi face ceva rău copilului. Copilul lovește măța cu piciorul. Și violența merge mai departe, că așa e legea lumii. Dar, creștinește, noi primim putere să facem altceva. Am primit răul de la cineva, de la lume, și rămâne la mine. Prin rugăciune în mine se stinge, nu-l dau mai departe. Așa reacționăm creștinește. Și în felul acesta ne putem curăți de lumea din noi. Dar mai avem ceva de precizat. Pentru că am zis Dumnezeu și lumea din noi. Și problema cea mai mare este cu felul în care îl percepem pe Dumnezeu. Pentru că trăind în lumea asta și fiind afectați, cum am zis doar foarte pe scurt, în multe feluri, e clar că este afectat și modul în care noi îl înțelegem pe Dumnezeu. E clar că noi, trăind în lumea aceasta, nu avem cum să avem o viziune corectă și adevărată despre Dumnezeu. Da, pentru oamenii credincioși, părintele ne învață la slujbă, la predică. Eu mai citim în cărți despre cum este Dumnezeu, slavă Domnului. Și cel puțin rațional, începem și noi să înțelegem cum este Dumnezeu și să ne dorim să-L cunoaștem și mai bine. Dar adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu corectă se realizează prin relația personală a omului cu Dumnezeu. Nu prin ceea ce aude sau doar prin ceea ce citește și primește ca informație, ci prin trăirea vieții lui în legătură cu Dumnezeu. Așa se formează în el adevărata imagine a lui Dumnezeu. Pentru că altfel, cum am zis, îl vedem pe Dumnezeu tot prin gândurile lumii, prin ce am învățat în lumea asta. Și acționează foarte puternic și în relația omului cu Dumnezeu ce a învățat el, ce a concluzionat el din relațiile cu oamenii. Practic, în mintea omului se petrece o proiecție din relațiile lui cu oamenii în relația lui cu Dumnezeu. Deci asta se trăiește la nivel pur omenesc. Și întâlnim oameni care spun că îl percep pe Dumnezeu ca pe un judecător, ca pe un pedepsitor. Așteaptă să fac ceva, să fac o greșeală și imediat voi fi pedepsit. Dumnezeu nedrept. Tot felul de
rar găsești un om care să aibă un înțeles corect despre Dumnezeu, cât de cât corect, și nici nu se poate lucrul acesta, pentru că până nu ajungem să avem o relație reală cu Dumnezeu, o relație a noastră personală, de la persoană la persoană, clar că noi vom proiecta pe Dumnezeu experiențele noastre cu oamenii și vom gândi fiecare după puterea lui despre Dumnezeu, cum am dat exemple mai înainte. În momentele în care omul este liniștit, da, poate să spună și să se bucure că Dumnezeu este iubitor, este drept, este bun și cu cei răi și cu cei buni. Deci poate gândi omul așa când este liniștit. Dar când vine o situație care îl afectează, un stres puternic, atunci iese la suprafață adevărata lui gândire despre Dumnezeu, care vine din, cum ziceam, din raportarea lui la oameni, în relațiile cu oamenii, așa cum le-a avut în experiența vieții lui. Așa, atunci poate să gândească așa cum ziceam. Dumnezeu nu este drept. Dacă lui îi se întâmplă ceva ce îi se pare că nu e corect, pentru că oamenii nu, eu știu, nu îi dau niște drepturi pe care le-ar avea sau, da, în sinea lui ajunge să gândească cum a gândit poate în legătură cu tatălui sau în legătură cu mama, care poate l-a nedreptățit de multe ori, și ajunge să proiecteze situația asta, raportarea asta la mama lui în situații dificile și asupra lui Dumnezeu. Chiar dacă omul a citit, a ascultat predici, știe în mintea lui, în rațiunea lui, cum este Dumnezeu de fapt, asta se întâmplă când ajungem în situații de criză, ies la suprafață credințele astea pe care noi le-am acumulat din contactul cu lumea. Da? Și le proiectăm asupra lui Dumnezeu și ni se pare că așa este. Dar suntem foarte, foarte departe de adevăr. Deci adevărul despre Dumnezeu, să înțelegem, să ținem minte, se revarsă în noi doar de la Dumnezeu, prin relația de la persoană la persoană cu El, o relație vie cu El. Da? Așa cum când ne-a făcut după modelul lui, după chipul lui. Cum doi oameni se pot apropia revelându-se, descoperindu-se unul la altuia, de asta este nevoie și în relația cu Dumnezeu. De această descoperire reciprocă. Și pe calea asta omul poate să primească în sufletul lui adevărul despre Dumnezeu. Când Dumnezeu îl umple cu asta, că altfel, vedeți, de fapt, în noi rămâne ce urmele lumii. În legătură cu Dumnezeu, tot urmele lumii se manifestă. Cum am învățat noi să ne raportăm de mici la oameni, mai ales la oamenii care au avut autoritate asupra noastră, pentru că și pe Dumnezeu îl percepem ca o autoritate și atunci se suprapun percepțiile. Ajung să gândești și să cred despre Dumnezeu exact ce gândești și cred despre oamenii care au avut autoritate atunci când am fost mic. Da? Și e nevoie să trecem printr-un proces de purificare așa și de creștere și în privința relației noastre cu Dumnezeu. Să ne curățim de minciuna care este înăuntru nostru în legătură cu Dumnezeu, să nu credem gândurilor noastre rele și lumești și să căutăm o relație adevărată și vie cu Dumnezeu ca fiind singura posibilitate prin care El se poate revela în noi, așa cum este El cu adevărat. Deci e nevoie să ne lepădăm de ceva și să câștigăm altceva, să primim, să ne pregătim prin această lepădare, să ne pregătim ca Dumnezeu să ne dăruiască adevărul despre El și să ne lăsăm așa umpluți de ceea ce ne dăruiește El. Și asta de la o parte și
multe alte urme ale lumii din noi, nu doar felul în care îl percepem pe Dumnezeu. Da. Pentru că suntem făcuți pentru mult mai mult decât atât. Da? Poate ne-am făcut un pic o imagine despre cum îl percepem noi, oamenii, pe Dumnezeu în general, că nu avem cum să nu-l percepem prin aceste tipare, prin aceste proiecții ale relațiilor noastre omenești asupra relației cu Dumnezeu. Ne-am făcut o imagine despre cum intră lumea în noi și cum se manifestă lumea în noi, dar să înțelegem că nu suntem făcuți pentru asta. Nu ne-a făcut Dumnezeu pentru ceva atât de puțin și atât de rău. Toate aceste aspecte sunt lucruri care e nevoie să fie măcar domolite în noi, dacă nu curățite. Și bineînțeles că asta nu se poate decât prin ajutorul lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. Da? Și pentru asta Dumnezeu ne ajută. Avem cu ce să lucrăm. La botez îl primim pe El cu toate ale Lui, cu toată împărăția Lui. Își face loc în noi. Să facem ce putem să facem ca să descoperim această comoară pe care am îngropat-o înăuntru nostru. Dar este în întregime împărăția lui Dumnezeu în noi. Ca dar primit la botez și apoi la mirungere toate calitățile de care avem nevoie ca să fim împreună cu Dumnezeu. Și să învățăm să lucrăm așa încât să se descopere în noi această comoară ascunsă și să se reverse în toată lumea noastră interioară. Și bineînțeles că asta ar însemna o luminare și o curățire de toată lumea care este în noi și bineînțeles că s-ar revărsa și pe din afară. Deci sunt lucruri pe care le putem face. Toată lucrarea pe care biserica ne învață să o facem. Prin rugăciune. Punem în lucrare harul lui Dumnezeu. Așa încât să nu ne lăsăm duși după gândurile lumii care ne atrag, care sunt în noi atât de tare înrădăcinate, ci să punem în lucrare harul în locul unui gând lumesc. Da? Să înțelegem. Să medităm la ce am vorbit în astă seară. Să înțelegem că toate gândurile noastre prin care ne comparăm cu alții, îi judecăm, ne dorim ceea ce au ei, toate aceste gânduri pe care chiar le considerăm și sunt păcate, noi creștini, și avem grijă să le spunem la spovedanie, dar să înțelegem că sunt lucruri care ne fac foarte mult rău și să avem atenția asta asupra noastră încât să vedem când se ridică un astfel de gând înăuntru nostru și să-l dăm la o parte, să pornim de la convingerea asta că este minciună. Este ceva ce vine de la cel rău, așa cum a zis. S-a plantat în noi, s-a sădit în noi prin aportul celui rău. Dar să nu le primim. Noi asta greșim în fiecare zi. Le primim ca și când ar fi adevărat. Să ne fie clar că sunt minciuni și că le putem da la o parte cu harul lui Dumnezeu. Și atunci imediat rugăciune. Doamne, ajută-mă. Nu vreau să cred în felul ăsta. Ajută-mă să cred cum crezi Tu, cum vrei Tu să cred. Da. Și printr-o lucrare continuă în sensul acesta, pornind de la atenția la noi înșine, ajungem din ce în ce mai mult să primim harul și să lăsăm să lucreze în noi, să devină lumea din noi tot mai cu minte și mai mică. Da? Ca să putem să ajungem la așa cum ne-a făcut Dumnezeu pe noi, să ne folosim tot potențialul, capacitatea care este în noi și care nu este a lumii, ci
este a lumii lui Dumnezeu. Aici este vorba de altceva. Totul se lucrează prin această energie necreată care aparține lui Dumnezeu, nu ne aparține nouă. Și nu aparține nici acestei lumi. Chiar dacă în fond ea este creația lui Dumnezeu. Dar în ea lucrează foarte mult rău prin faptul că noi, de bună voie, alegem să dăm putere răului, făcându-l, și să ne îndepărtăm de bine prin faptul că nu-l facem. Da, dar ca noi să ajungem să fim la capacitatea noastră întreagă, așa cum ne-a făcut Dumnezeu, pentru asta să înțelegem că nu ne ajută nimic din lume și nu ne ajută dacă lucrăm noi singuri prin puterile noastre. Asta se lucrează doar cu acest dar minunat care este din afara noastră și este de la Dumnezeu. Îi aparține lui Dumnezeu, dar pentru că ne iubește, ne-l dă nouă. Darul acesta minunat care este harul, energia necreată a lui Dumnezeu care ne recrează pe noi. Ne face așa cum vrea Dumnezeu să fim. După asemănare, cum zice Biblia că ne-a creat Dumnezeu ca să ajungem să fim după asemănarea lui Dumnezeu și a pus în noi ce avem nevoie, adică chipul, așa încât să putem să ajungem și la mai mult, la asemănare. Doar să înțelegem că nu se poate decât prin ceea ce ne dă El și nu este din lumea aceasta și nici din noi ca ființe ale lumii. Și poate ajunge atâta cât am zis. Și mai lăsăm loc și pentru completări și poate întrebări. Sunt și două întrebări care, de fapt, continuă. Răspunsul meu a venit pe fondul unei întrebări din chat pe care o vedeți și dumneavoastră, dar aș citi o mai ca pe a doua întrebare, pentru că răspunsul se află și aici, în ultima parte a intervenției ce a spus-o. Zice, cum putem fi un singur om? Și ne urăm și omorâm în continuu de-a lungul veacurilor. Eu nu vreau să fiu un om cu cel care vrea sau încearcă să mă omoare și sigur el nu vrea să fie un om cu mine. Acum, ideea este că există o singură fire umană. Deci sunt miliarde de persoane ale aceleiași firi omenești. Dumnezeu nu mai creează altă fire umană după Adam. Și firea asta umană cade în păcat și dacă vreți, ea este cea care poartă după sine păcatul din neam în păcatul, consecința păcatului din neam în neam. Și mai este aici și răspunsul la faptul că de ce nu era suficient ca un singur om să se boteze și prin el să renască lumea. Pentru că vindecarea vine personal la fiecare. Chiar dacă nu-i pusă întrebarea asta, o duc eu mai departe. Adică vedeți nevoie, nu e suficient că copilul se naște din părinți botezați. Pentru că este aceeași fire stricată de la Adam. Copilul trebuie el însuși să fie botezat. El ca persoană. Pentru că unicitatea firii omenești, a fiecăruia dintre noi este persoana ca existență umană. Adică prin asta se manifestă și Maica zicea că suntem după chipul lui Dumnezeu. Păi cum Dumnezeu este unu, omul este unu. Firea omenească este una. Și o altă întrebare. Maica, dacă vreți să ziceți ceva aici. Da, păi noi am vorbit în prima parte a întâlnirii despre cum a ajuns omul care este unu să îl dea în cap unul altuia. Da, că este această lucrare a lumii în noi. Lume care este, să înțelegem, despărțită de Dumnezeu prin voia liberă a noastră, a ipostaselor acestei firi care este una. Noi suntem înzestrați cu voie liberă
Și ajungem de foarte multe ori să vrem să facem mai degrabă răul, că ni se pare că e bine, decât adevăratul bine, care ne cere poate un efort mai mare. De exemplu, mie mi-ar fi foarte ușor să zic poate un cuvânt rău cuiva care mă supără, pentru că asta vine spontan în mine, decât să mă abțin, să mușc limba și să-mi aduc aminte că acum, Doamne, Tu ai zis să-L iubesc pe aproapele meu. Pune iubirea în mine că eu nu am. Dă-mi harul Tău că eu nu pot în momentul ăsta. Da? Deci clar că efortul este mai mare dacă vreau să fac binele. Și atunci oamenii aleg foarte ușor să facă răul și în felul ăsta ajungem să ne despărțim unii de alții, să ne urâm unii pe alții. Dar asta nu înseamnă că nu suntem oamenii și copiii iubiți ai lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu pe care foarte mulți oameni o refuză și o resping. Și ne afundăm și mai mult în rău în felul acesta. Și da, respingem iubirea lui Dumnezeu mulți dintre noi tocmai pentru că n-am învățat să primim nici iubirea oamenilor. Asta iarăși sunt deprinderi care se formează atunci când omul este micuț. Deci în condițiile în care trăiește omul în lumea căzută, el ca om căzut, ajungem să ne urăm unii pe alții, să vrem să, exact așa cum a spus în întrebare. Dar avem de făcut drumul înapoi, drumul către unitate. Și nu e altceva decât drumul către Dumnezeu. Atât. Apropierea de Dumnezeu este cea care ne apropie și de ceilalți. Păi cum este percepția mea ca om care mă gândesc că n-aș vrea să fiu una cu cineva care îmi face rău? Și cum este percepția unui sfânt care și-a dat viața pentru credință, nu l-a interesat prin ce torturi și cum s-a întâmplat lucrul acesta. Și se poate, tot om este și unul și celălalt. Asta ca să înțelegem că se poate și că asta este calea. Și asta avem de căutat. Această apropiere de Dumnezeu care este posibilă și care va face evident și în sufletul nostru că suntem una și noi, oamenii între noi, exact așa cum suntem noi, păcătoși cum suntem și cum este omenirea. Da? Sfinții se roagă pentru toți oamenii, se roagă cu lacrimi, pentru că știu ce înseamnă păcatul, știu din ce durere ajunge un om să poată să facă păcate mari și din ce în ce mai mari. Și ce durere aduce asta asupra sufletului său. Și mai ales dacă nu se pocăiește, că aduce durerea iadului. Păi cum să nu plângă un om care simte în toată ființa lui ce pierdere este asta? Un om care să se piardă. Și mai sunt două întrebări care, de fapt, sunt legate una de alta. O să încep cu a doua și gat cu prima, pentru că așa simt că e ordinea. Deci așa, dacă noi avem o imagine denaturată, falsă despre Dumnezeu, cum putem fi siguri că deslujim binele de rău? Dar cum să ajungem să dorim să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Nu poți dori să îl cunoști pe cineva pe care îl vezi denaturat. Da. Corect. Da, de asta am și vrut să atrag atenția asupra faptului că, fraților, asta e realitatea. Nu avem cum să înțelegem pe Dumnezeu așa cum este, că suntem din lumea asta. Și El e singurul care ne poate ajuta să ne corectăm imaginea greșită pe care o avem înăuntru nostru despre El. Deci, se poate realiza corecția asta cerând de la Dumnezeu, căutându-L. Pe tine vreau să te cunosc. Am cunoscut lumea, am văzut ce urmări a avut în mine, ce ravage a făcut în mine lumea cu ale ei. Acum vreau să mă îndrept către tine, să te cunosc pe tine și știu că numai tu mă poți ajuta. Da? Asta este calea. Că Dumnezeu ne arată, adică noi ne purtăm ca și când, vai, sărace de noi,
noi trebuie să facem toate lucrurile astea. Dar vă spun, adevărul este că Dumnezeu e cel care mi-arată că eu gândesc greșit și despre oameni și despre El. El luminează sufletul meu să înțeleagă lucrurile astea. Când am înțeles asta, să fie clar că a fost lucrarea lui Dumnezeu, nu a fost deșteptăciunea mea. Da? Și mai departe, tot de El mă țin și tot cu El merg pe calea asta. El o să-mi descopere, El o să lumineze sufletul meu și pentru a-L înțelege pas cu pas tot mai corect. Și pentru a-L iubi și pentru a primi iubirea Lui. Că și asta facem, având asemenea percepție despre El, refuzăm și iubirea Lui. Bun, deci doar cu ajutorul lui Dumnezeu se poate întâmpla asta. Și El deja ne-a ajutat când ne punem problema în felul acesta. Este apoi o întrebare care continuă și după aia revin la o afirmație. Zice, întrebare e cum trec peste nu vreau? Eu n-am un răspuns la... O las pe maică să dea răspunsul, dar vă zic o anecdotă. Era un părinte care se ruga, Doamne, mântuiește-mă chiar dacă nu vreau. Ăsta era unul și era unul care zicea, Doamne, dăruiește-mă, dăruiește-mă să vreau, să vreau să fac voia Ta. De două ori. În sensul că nu mai găsa nici dorința. Cred că aici e partea asta că avem și fire rațională, suntem fire rațională, adică gândim, ne asemănăm lui Dumnezeu. Și prin gândire să ajungem la simțire, ca după aia simțirea să se devină și gânditoare. Mă duce mintea la ruptura asta care s-a produs între suflet, între inimă și minte și că de fapt ele se vindecă împreună. Când conștientizăm un lucru intelectual, că nu-i bine ce facem și că trebuie să facem altceva, trebuie să lucrăm efectiv intelectual până când inima începe să simtă ceea ce mintea tot spune. Și invers, după aceea, când inima simte, o învață și pe minte să simtă. Da, până atunci nu poate. De aia cred că trebuie folosită rațiunea care o avem, în sens bun și curățată. Maica. Da. Da. Păi cred că ăsta este punctul de pornire. Că nu avem de unde să pornim. Inima noastră este așa cum e. Ba împietrită, ba locul ei a fost luat foarte puternic de rațiune. Acum și știința, știți, descoperă și, mă rog, sunt metode prin care se poate vedea cât de util ar fi pentru om să învețe, să-și lase inima, mă rog, și știința nici măcar nu cunoaște ce este de fapt inima, așa cum se cunoaște în credința noastră. Dar atât cât o percep ei ca organ, ca organ, nu altfel, oricum au descoperit că este o inteligență a inimii pe care dacă am cultivat-o, dacă am lăsat-o să lucreze, viața noastră ar fi mult mai ușoară decât felul în care trăim noi, punând creierul pe primul loc, lucrarea creierului, legăturile astea raționale. Pentru că, de exemplu, tiparele despre care spuneam sunt scheme ale creierului. Așa lucrează creierul nostru ca o mașinărie care poate fi programată ca un computer și el învață tot felul de programe. De când suntem mici, tiparele astea de care vorbeam, o modalități de reacție, de raportare la lume și de comportament față de oameni și față de noi înșine, toate astea sunt tipare care sunt ușor de învățat pentru creier. El așa lucrează. Dar aici este o mare lipsă. Imaginați-vă, este exact așa un om care este lipsit de empatie, de exemplu. El are nevoie de programe, de așa, să gândească pe pași dinainte cum ar trebui să reacționeze în situație X, în situație Y, dar simți că
De fapt, el nu te înțelege. Apelează la, apasă pe un program sau pe altul din creierul lui. Și cam așa suntem noi cu toții. Că lucrăm foarte mult cu aceste tipare care aparțin creierului și mintea nu e lăsată să lucreze, ba dimpotrivă, este cu totul supusă și a acestor tipare prin felul în care noi trăim și care nu este felul natural în care ne-a lăsat Dumnezeu, că normal ar fi ca inima să fie cea care conduce. Și inima nu așa ca organ, cum o înțeleg și oamenii de știință din zilele noastre, ci ca centrul al ființei umane. Centrul în care este pusă toată comoara duhovnicească a omului. Da? Și practic așa cum trăim noi, fiind la conducere creierul cu tiparele lui, fără finețe și intuiție, inima este și ea afectată, pentru că imediat ajung semnalele de la creier și, mă rog, toate milioanele de reacții negative care se întâmplă în noi, reacții conforme cu gândurile lumii, așa cum ziceam, și imediat inima este și ea afectată și ajungem destul de repede la boli de inimă și așa mai departe. Când, de fapt, lucrurile ar putea să stea altfel. Să nu fie creierul care se impune și impune tiparele și care afectează tot trupul prin reacțiile care se declanșează, ci inima prin ceea ce caracteristica ei principală este simțirea. Prin ceea ce poate ea să simtă, adică o cuprindere mult mai largă a realității, care include și partea aceasta nevăzută a vieții, partea care îl include pe Dumnezeu și darurile lui și bunătatea care se revarsă de la el. Da, toate astea ne pot veni doar prin inimă, nu prin creier. Maestre. Așa, și acel nu vreau, cum trecem peste nu vreau, da, păi este și nu vreau acesta tot un tipar al lumii. Persoana în sine poate să și caute, poate, și să identifice că la cine a preluat acest tipar, poate chiar că găsește un model de la care a primit acest tipar. Și da, cum spuneam, chiar dacă ne este greu să ne aducem aminte că sunt gânduri ale lumii și urme ale lumii în noi, care s-au sădit în noi cu contribuția răului și să nu le mai credem cu atâta putere. Puterea asta mare pe care noi investim, dar eu așa gândesc, eu așa consider, asta este părerea mea și aș fi în stare să fac orice, oricui, ca să-mi impun părerea mea. Dar avem de învățat și de făcut practic asta și o să vedem schimbări în viața noastră, să nu mai dăm putere, atâta putere acestor gânduri care sunt ale lumii, ci să le privim ca urme ale răului în noi, urme ale lumii în noi, ca minciuni și lucruri care nu ne duc la împlinirea noastră. Da? Și în loc de ele, să căutăm. Oare ce a zis Dumnezeu care se poate folosi în această situație? Ce pot să fac? Nu vreau. Păi iară lui Dumnezeu fix acest lucru. Nu vreau, dar știu că nu-i bine asta, Doamne. Fă Tu în mine ce este bine. Pune Tu lucrarea Ta. Dă-mi putere să vreau. Exact așa cum au făcut și alții, cum Părintele a dat exemplu. Și alții care au descoperit în ei
acest nu vreau și cu toții îl descoperim în noi. Nu avem această putere de a merge până la capăt în apropierea noastră de Dumnezeu. Tot ne poticnim de nu vreau, nu pot. Ne lăsăm mereu și dacă facem un pas înainte, după aia facem 10 înapoi. Ne lăsăm mereu atrași de ceea ce ne oferă lumea. Ba, prin pofta ochilor, prin pofta trupului, prin slava lumii acesteia. Ne întoarcem mereu înapoi. Și este tot un nu vreau și un nu pot. Da, să ne aducem aminte că calea noastră este înainte, calea noastră este chiar Dumnezeu și cu ajutorul Lui putem reveni să facem pași pe cale și să recuperăm ce pierdem la un moment dat. Am spus că trebuie să revin la o afirmație. Noi oamenii suntem un întreg. Suntem ca un instrument muzical care este alcătuit din sute de componente. Când e acordat, face minuni. Fiecare element completează pe celălalt la crearea unei melodii. Dar când este defect, este o catastrofă. După aceea sunt iară... O să mai este în context și după aceea o întrebare. S-au făcut cercetări care au demonstrat că în corpul uman există două surse de energie. Creierul uman, o energie și inima alta. Când suntem copii, energia inimii este mai importantă și de aceea copiii sunt mai sensibili. Odată ce creștem, energia creierului crește și inhibă pe cea a inimii. Astfel devenim mai raționali. În momentul când reîntoarcem echilibru, din copilărie începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și apoi întrebarea, vorbiți un pic, vă rog, despre... Eu sunt responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat, deoarece eu am ales. Și despre Dumnezeu a rânduit, Dumnezeu a îngăduit. Despre relația dintre ele, dacă este. Da. Foarte bună completarea. Un alt mod de a spune ceea ce am discutat mai înainte și mulțumim frumos pentru completare. Da. Păi, cu siguranță este o rânduială din partea lui Dumnezeu și în legătură cu toată omenirea aceasta, cu noi toți la un loc și în legătură cu fiecare dintre noi în parte. Tare bine ar fi să intre credința asta în noi cât se poate de mult, până la urmă să fie mai puternică decât orice credință pe care ne-a dat-o lumea aceasta. Că Dumnezeu are grijă ca în viața fiecărui om să se întâmple și în funcție de... Adică fără să fie forțat omul, că el este liber să o ia în orice direcție dorește. Poate să o ia razna la un moment dat. Și Dumnezeu se duce după el razna. Și acolo știe ce poate să ajute pe om din nou să revină la o înțelegere corectă în legătură cu lumea și în legătură cu el însuși. Și mereu face asta cu noi Dumnezeu în viața noastră. De ce? Pentru că nu vrea să ne piardă, să ne fie foarte clar lucrul acesta. Pe niciunul dintre noi nu vrea să ne piardă. Și atunci... Se întâmplă multe lucruri, zicem noi că este voia lui Dumnezeu și îngăduința lui Dumnezeu. Multe lucruri de care ne bucurăm, le primim cu bucurie, poate chiar ne trece prin minte să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne gândim că e darul lui momentul respectiv și întâmplarea sau omul respectiv. Alte ori se pot întâmpla lucruri negative pe care nu le-am dorit. Un accident, apare o boală, ne trezim așa deodată, parcă ne-a lovit ceva și înțelegem foarte greu că viața noastră trebuie să se schimbe, că nu mai poate să continue la fel. Nici nu ne trece prin cap, poate multă vreme, că de fapt și aici a fost o îngăduință a lui Dumnezeu.
Dar adevărul ăsta este, Dumnezeu vrea să lucrăm la noi cât poate fiecare, cât se poate de mult, așa încât să se petreacă în noi această ruptură față de lume, față de minciuna lumii, în care e păcat să rămânem până la sfârșit, chiar să nu ne dăm seama de vraja asta care ne atrage și ne îndepărtează de Dumnezeu. Da? Și ăsta este sensul pentru care se întâmplă și lucruri pe care le considerăm noi rău, am făcut ceva rău, m-am îmbolnăvit, ceva ce nu trebuia să se întâmple. Ba nu, tot ce se întâmplă, chiar dacă Dumnezeu nu a dorit ca noi să trecem prin răul acela, dar prin felul în care eu am ajuns să mă port, să gândesc, m-a dus aici. Ăsta este punctul în care ceva trebuie să se întâmple ca eu să am șansa să devin un pic mai bună. Că dacă merg tot pe linia pe care mă duc eu, e grav. Mă duc direct în iad. Și vin și puncte din astea de cotitură în viața noastră, cu îngăduința lui Dumnezeu, dar spre binele nostru. Și dacă facem o rugăciune, o să vedem. El ne deschide mintea și vom înțelege că da, nu mergeam bine așa cum mergeam, nu gândeam bine. Este nevoie să schimb ceva. Sunt oameni care au învățat înțelepciunea aceasta și își pun problema când se întâmplă ceva sau când apare o boală, boală gravă. Ce am de învățat din asta? Doamne, deschide mintea, învață-mă. Nu mă lăsa în neștiința în care sunt. Pentru că omul a prins sensul. Nu se întâmplă degeaba asta în viața mea. Eu am ajuns aici prin felul meu de a fi și de a gândi. E clar că am nevoie de o mare schimbare, dar cine mă poate ajuta dacă nu Dumnezeu? Da? Și să rânduiesc lucrurile în viața fiecăruia. Așa încât să avem șansa noastră la mântuire, indiferent de unde pornim. Și bineînțeles că se întâmplă și lucruri grave, lucruri foarte tragice. Și rămânem așa, fără grai. Cum de se întâmplă așa ceva? Dar când avem credință, simțim că a fost dragostea lui Dumnezeu și acolo. Că viața acestui om, așa cum mergea, nu putea să meargă înainte. Să meargă către bine înainte. Dumnezeu știe cum rânduiește, ce rânduiește, așa încât sufletul lui să se deschidă măcar puțin, să primească puțină lumină, chiar dacă ar fi și în ultima clipă de viață. Asta să primim cu putere în sufletul nostru, că Dumnezeu nu ne vrea rău, ci doar binele. Și câteodată despărțirea noastră de lume, dar nu în sensul de moarte, ci în sensul în care am vorbit până acum, să ieșim din lume, să ne scoatem puțin câte puțin și nu noi ne scoatem, ci doar cu Dumnezeu se întâmplă lucrul acesta. Deci această îndepărtare de lume poate să fie dureroasă și uneori forțată. Dar ceea ce câștigăm este nici nu se compară, nu se poate compara cu ceea ce mi se pare nouă că am pierde. Dar ni se pare că pierdem pentru că ne fixăm scopurile în legătură cu lumea asta. Să am așa, să fiu așa, să fiu văzut așa, să realizez așa, să dau o imagine din asta despre noi, cum am fi, dar doar în legătură cu lumea, în care ajutorul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu ca ajutor al nostru este exclus. Și pentru că ne facem o asemenea imagine, mi se pare că este o mare pierdere când ceva din punctele, scopurile astea ale noastre nu se împlinește. Dar Dumnezeu știe clar de ce nu s-a împlinit. Și noi de multe ori putem să vedem: uite ce am pierdut în punctul acela al vieții, unde m-a adus. Nici nu mi-aș fi imaginat că aici mă aduce voia lui Dumnezeu.
Putem de multe ori să surprindem și noi asta în viața noastră, să ne înțelepțim. Eu aș face numai o diferență între... Nu există diferență între Dumnezeu a rânduit, a îngăduit, deși există o diferență, este ca între aceea între Dumnezeu a îngăduit și a voit. Voia lui Dumnezeu este tot timpul bună. Rânduiala lui Dumnezeu este tot timpul bună. Îngăduința lui Dumnezeu poate să fie ca și în cazul lui Iov, să-i permită satanei să se atingă de om, să producă suferință într-o dorință pedagogică de a-l îndrepta din dragoste. Cred că putem să ne gândim atunci să le punem pe astea două direct. A fost o creștere și la Iov a fost o creștere, că după, când el și-a revenit, a fost de 10 ori mai mult decât fusese înainte. Nu a fost doar așa un test. Hai să vedem, uite, ca să vezi tu cât este Iov al meu de credincios. Nu doar așa un test care să aibă ocazia să fie trecut, și a fost o creștere pentru Iov prin purtând suferința aceea. Și suferința, când noi știm să o trăim cu Dumnezeu, este poate cea mai mare ocazie de creștere pe care o avem în lumea asta. Iertați, era Timoteiul meu că a ajuns la hotel. Bravo! Ne bucurăm. No. Dacă cineva vrea să intervină. Dacă mai sunt alte întrebări, dacă... Este important să profităm de momentele astea. De momentul acesta unic, nu o să ne mai vedem niciodată în condițiile în care sunt eu acum. Și de întuneric, la lumina lanternei. Da, și de momentul ăsta unic, bineînțeles. Da. Mulțumim din suflet, Maica, bun, pentru efort, pentru... A fost mult așteptată. Mâine cred că o putem. Pentru punerea în scenă. Da. Da. Și mulțumim tuturor. În principal, rămâne la 3 săptămâni să ne revedem. Pentru că și, cel puțin agenda mea s-a mai eliberat un picuț pentru marțea seara. Și atunci rămâne să ne vedem cu o frecvență de 3 săptămâni. Nu uita să ne propuneți teme care vă interesează. Și chiar să ne aduceți aminte dacă cumva am sărit peste vreuna care nu ne-ați propus-o și nu am prezentat-o. Da. Bine, Maica. Ne oprim aici. Să rămână. Vă mulțumesc și eu, părinte, și mulțumesc tuturor. Să zicem și o rugăciune. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună. Amin. Da. Așa să fie. Luminează-te. Ziceți. Pot? Da, zice. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Salta acum și te bucură, Sioane, iar tu curată, născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-o înviere a celui născut al tău. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață, dăruindu-le. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat. Cu noi este Dumnezeu. Cu al său har, cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Mulțumim. Rog pe Mihai să-mi scrie în privat tema, ca să nu o pierdem. Hristos a înviat. Adevărat a înviat.